să preiau interimatul Ministerului Sănătății până când colegii noștri de coaliție vor numi un ministru care să preia aceste atribuții. Este o decizie unilaterală și, din punctul nostru de vedere, imatură politic, care ridică foarte mari semne de întrebare asupra capacității premierului Florin Câțu de a conduce o coaliție funcțională în această perioadă foarte complexă și delicată pentru România. În acest moment, premierul Florin Câțu nu mai are susținerea Alianței USR+.